Person it's only love, nobody dies. De puțină dragoste în plus nu s-a plâns nimeni niciodată, dar în ultimele zile, nu știu, așa mi se pare că e o tristețe din asta la noi apăsătoare. Cătălin, bine ai venit! Salutare! Da, e lumea furioasă, e lumea nervoasă și e de înțeles, e un sentiment de nedreptate legată de chestiunea asta cu Schengenul mare de tot. Uite, vorbeam la un moment dat cu Vlad Petreanu, asta zic înainte de a începe rubrica, vorbeam la un moment dat cu Vlad Petreanu și ziceam, dacă austriecii ar fi avut măcar atâta minte să spună pe aia clasică, sunteți corupți. Nici măcar n-aveam ce să zicem, știi? Adică... Da, era un argument ăsta. Da, și noi știm că sunt corupți, ce să zicem? Că nu sunt ăștia de prin guvern, că, da, asta e. Avem și noi destule dovezi că sunt corupți. Nu, dar când vii cu o minciună din aia... O minciună crasă. Din aia, crasă, care strigă la toată lumea, lumea se uită și zice, băi, stați un pic aici de proști, de asta reacția asta de furie. Nici măcar n-au avut, cum să zic, suferă de... fals motiv invocat, așa... Suferă de mediocritate ca și ai noștri, jur, adică, dintre toate motivele, dați-ne unul pe care noi îl știm. Sunteți corupți. Ok, suntem corupți, știm, mai așteptăm, ne-am obișnuit, suntem corupți, o zicem și noi, în fine. Dar hai că se întâmplă lucruri în zona asta, hai să vedem cum merge treaba mai departe, hai. Adică... Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Prieteni, știți că în România, în direct, v-am pomenit nu odată, ci de mai multe ori de exploatarea gazului din perimetrul Mării Negre și mi-am pus întrebarea ce urmează sau ce poate să facă statul român acolo, pentru că e situația al naibii de complicată. Probabil că o să vorbim și la România în direct. Dar astăzi s-a întâmplat un lucru în intervalul în care am terminat emisiunea până acum, care ne arată că lucrurile cumva merg mai departe, sau cel puțin asta e intenția. G4 Media, publicația G4 Media anunță neoficial, totuși o informație neoficială, că astăzi Petrom, OMV Petrom și RomGaz, deci cele două companii care sunt asociate în exploatarea gazului la Marea Neagră, au depus acel celebru acord de comercialitate despre care eu v-am mai vorbit. Ăsta e un acord în care cele două, între ele, își reglează relațiile comerciale asupra exploatării gazului. Cine ce, cum pune în asociere, cine ce, cum extrage, cum să împart cheltuielile, cum să împarte profitul, cine ce are cum de făcut. V-am spus că OMV Petrom a încercat să obțină lucruri mai avantajoase în acest acord. Nu a putut, pentru că statul român nu a făcut niște modificări legislative, deci îl depune la oaltă cu RomGaz de maniera... existent acum legal, adică care nu e cea mai avantajoasă pentru ei, dar nu e nici pierzătoare, să nu înțeleagă nimeni greșit. Ce înseamnă că exploatează ei gazele de acolo? Înseamnă că toate gazele care se extrag se duc întâi în România și Moldova și estimat, zic oamenii care se pricep, e că 2 miliarde de metri cubi rămân în fiecare an ca să fie exploatați comercial. Adică de către aceste mari companii. Care sunt și austrieci și românești, după cum vezi. Adică se vor vinde gazele astea pe un algoritm stabilit de ei către piața liberă, după ce România și Moldova și-au ceea ce trebuie. Bun. Acum, investiția asta cum arată? Ea arată așa, ea este cotată la 4 miliarde de euro. E o sumă înspăimântătoare, adică e uriașă. România vine cu 1 miliard de euro, eu înțeleg, asta e investiția RomGaz. România s-a și împrumutat de bani ăștia, adică are niște acorduri făcute ca să poată să meargă cu echipamentele alea acolo. E exploatare grea, e de adâncime, e să face greu, dar partea austriacă trebuie să vină cu 3 miliarde de euro în timp, așa. Sigur că toată lumea e interesată să scoatem gazul ăla și să rupem cu totul dependența de Rusia pe o perioadă de, știu eu, 10, 15, 20 de ani, cât poți să-ți tragi din zăcământul ăla. Problema care se pune acum este ce faci tu ca stat român. Eu nu pot să dau un răspuns la întrebarea asta. Chiar ce faci tu ca stat român? Știi că locul ăla e vital, știi că e important, știi că poți să-l exploatezi doar cu compania care ți-a tras clapa, nu ea, ci guvernul ei, mă rog, unul dintre acționarii ei, ți-a tras clapa în chestiunea asta. Ce faci? E o foarte bună întrebare. Ce faci? Îți urmezi interesul? Stai... Să faci marele compromis. Da. Și știi cum era filmul ăla, În pat cu dușmanul. Da. Asta e situația clasică, asta e de rezolvat. Ce faci acum? Îi spui lui OMV Petrom, pleacă mă de aici, gata, s-a terminat între noi. Ceea ce multă lume probabil că ar zice. Deci nu mai putem în momentul ăsta. Pe de altă parte, cine, când și cum îți aduce restul investiției ca tu să rezolvi o problemă națională? Asta e foarte delicat. Cine se bucură cel mai tare dacă această investiție nu merge mai departe? Rusia. Același om bucură și săptămâna trecută. Și săptămâna trecută. Deci Rusia ar aplauda o astfel de decizie. Și acum nu vreau să fiu nici președintele Iohannis, nici da, ministrul. Citam mai devreme, poate am citit greșit pe burghieră la un post de televiziune de știri. Sunt dispus să stea de vorbă cu noi sau nu? Astăzi s-a întâmplat ceva interesant. De fapt, două lucruri le-aș pune cap la cap. Ministrul de externe al Austriei i-a cerut o întâlnire lui Bogdan Aurescu. Este o întâlnire a ministrilor de externe la, la Bruxelles. Și ministrul extern al Austriei a cerut o întâlnire lui Bogdan Aurescu, în care am văzut rezultatele întâlnirii, sunt comunicate, sigur s-a discutat de migrație, de dorința de a găsi pași, părțile rămân în contact. Dacă mă întreb pe mine, așa ca supoziție, nu e întâmplător că asta se întâmplă în ziua în care OMV Petrom se duce acolo. Da. Probabil că și eu am spus, domnule, hai că-l punem, hai că încercăm să mergem mai departe. Nu-mi dau seama, nu înseamnă asta ceva neapărat nemaipomenit pentru întâlnirea de joi a șefilor de state. Dar ar putea fi un semnal mic. Eu tare m-aș bucura dacă asta e o deschidere pentru joi, toate lucrurile astea se leagă și atunci îi forțează pe austrieci să zică joi, da, domnule, suntem de acord, dar atenție, aia e doar o decizie politică, urmează un mecanism, adică iar trebuie să te întorci la jai, unde de data asta Austria promițând cu gura mare, da, mi-e greu să cred că se va întâmpla. Deci, probabil, e un mugure de negociere. S-a întâmplat însă un alt fapt, care e oarecum interesant și ciudat. Astăzi, ambasadoarea Austriei nu a fost la o întâlnire pe care președintele Iohannis a avut-o cu toți ambasadorii statelor europene aici. Ambasada austriacă a motivat că doamna este într-o vacanță prelungită și de mult planificată în Austria și că de asta nu e. Pe de altă parte, însă, cele două state au relațiile diplomatice la nivel minim după ce România și-a retras ambasadorul. Da, pe domnul Curezanu de acolo, l-a chemat la consultări. Hai să nu zicem că l-a retras, l-a chemat la consultări. Deci cred că sunt 48 de ore ca să pun o concluzie aici. Cu toate aceste elemente pe care le-am pus pe masă, cred acum că sunt 48 de ore care ar da o fărâmă de speranță pentru România că acest pas Schengen ar mai putea fi discutat în Consiliul European. Dar nu m-aș angaja la o rezoluție completă. Cert e că ceva se mai întâmplă. Asta e povestea de azi. Cătăline, îți mulțumesc. Da. Mai spun încă o dată, mâine tragem la poartă, stimați cetățeni. Da, e o ediție, așa povestește puțin. Deci ce la Muzeul Fotbalului, în care vom vorbi și despre muzeu, evident, dar vor fi fotbaliști celebri acolo, de-ai noștri, și toată lumea o să stăm de vorbă, vorbim despre meciul din seara asta și despre meciul de mâine seara și tragem concluzia. Să fie foarte frumos, dacă vreți să veniți la Muzeul Fotbalului, lumea e bine primită acolo, adică ne putem întâlni și acolo. La bine, o să încep și mâine târziu, înseamnă. Cătălin, îți mulțumesc. Bye. Dacă nu ați reușit să ascultați de la bun început rațiunea zilei, va fi disponibilă în scurt timp pe site-ul nostru europafm.ro, dar și pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM.